despre introducerea în viitoare web semi-automată la scară largă. Așa cum v-am zis, semi-automată înseamnă că completezi o grămadă de formulare și mai ele vom vedea cât o categorie, cât un capture, coordinarea de securitate și cam asta e tot. Bun. Soluția pe care o folosesc eu este Autofill Forms. Este o extensie pentru Firefox. La bază, extensia e pentru a completa formulare de orice tip, eu am adaptat pentru scrierea de viitoare web. Când te duci pe orice site, are orice director web, are de obicei un formular. Bun. Formularul ăla arată cum e căsuța aceea din partea stângă și mai scrie cât un text. De exemplu, ăla era în stânga, scrie titlu, ai un câmp de completat și atâta. Cel de mai în dreapta cu pe fond galben este codul din spate. Deci aia e o parte din codul din spate. Formularul de... Deci orice formular are un câmp și în orice câmp are două atribute. Are name și value. Extensia autofill în Firefox caută, vedeți să fie acolo name egal title, da? Caută câmpuri din formular care au name egal title, sau știe să, e suficient de inteligentă că să poți să-i definești. Name egal title, titles, website title, poți să definești tot felul de forme din genul ăsta. Și la value trebuie să pui o valoare. Hai să vă arăt cum arată în extensia autofill Firefox, completarea doar acestui câmp. Deci, care vrea doar să completeze un singur câmp. Asta e extensia. Deci, la sus de tot scrie name titlu, ăla e doar ca să definești, să știm în autofill Firefox despre ce e vorba. Valoarea. Ăsta este câmpul, unde scrie, unde e câmpul acela mare, da? Unde este câmpul de completat, da? Aici e și dreapta albastru, acolo pui ce valoare dorești tu să apară. Deci, când am avut perspectivul, să pun titlul de la lumea sau PPC. Întâlnire săptămânale despre set. Bun. Este o regulă pentru câmpuri. Regula pentru câmpuri, dacă vă uitați aici, scrie name egal title, da? Și în autofill Firefox, ai, pentru regula de fielduri, ai câmpul title. Se folosesc expresii regulate. Dacă vedeți, are o mică căciuliță în față, title și un dolar la sfârșit. În felul ăsta se specifică, deci, să zicem că ai un cuvânt, ai auto-title. Dacă ai auto-title, regula de câmp ar trebui să nu mai conține căciulița la început. Deci, să poată să ia și înainte de cuvântul title, să ia auto. Sau zice că ai titles. Exact match. Da, deci are, acum am prezent exact match pentru title. Căciulița din față îi spune că nu mai este nimic în față. Doar de la sfârșit îi spune că nu mai este nimic la sfârșitul cuvântului. Deci nu o să verifice nici auto-title, nici titles. Dacă aș poate doar de la sfârșit, ar verifica titles, title, minusuri sau orice altă variantă cu title și ceva. Dacă scot căciulița la început, poți să-i pun înainte. Auto-title, in-title, left-title, nu știu, orice altă variantă de genul. Și ultima chestie este pentru definirea site-ului. Deci, ce face? Asta e doar pentru un singur lucru. Aveți valoarea, ce valoare vreți să completeze. Regula câmpului este title cu exact match și cum se înceapă cu title, se termină cu title. În felul ăsta mai e decât să nu poate pierde și cuvântul title. Și regula site-ului este doar pentru site-ul cu mouse.org. Bun, ce am făcut eu? Asta e un profil pe care folosesc eu pentru directoare web, da? Ai pe rânduri. Primul rând, numele companiei, după aia vine valoare. După aia rândul următor, user focus, numele site-ul care îți cer dintr-o dumă, fă-ți cont neapărat și trebuie să pui un utilizator. Și eu cum trebuie de acord. După aia, adresa mea fizică, cum adres. În ce oraș, în ce țară, în ce județ, codul poștal. Deci, cam, e un profil foarte lung, deci ăsta e cam 30% din profilul de CVD, da? E un profil de sunt, cred că 20%. Deci e foarte lung, da? Și completează absolut toate câmpurile pe care le-am găsit în toate directoarele web. Deci, dacă odată ce am completat ăsta, sunt sigur că orice alt director din lista pe care o am eu, pot să completez câmpurile respective. Și pentru listă destul de exhaustivă, în principal, și dacă adaug acum 200-300 de directoare noi în lista mea, nu ar trebui să mai crească să modific profilul respectiv, pentru că deja are valoarele respective. Bun. În autofill Firefox poți să definești asta. Cu alt de exemplu, completează formularul curent. Cu alt lângă, completează, deci să zicem că ești în Firefox și ai deschise 30 de directoare web. Dai alt plus și completează toate cele 30 de directoare web formulare. Deci, când introduci sute de directoare, e foarte util alt lucru. Mai are și alte opțiuni. E, așa arată un profil pe care l-am făcut eu în autofill Firefox. Deci, nu știu dacă se vede bine, dar ce vedeți acolo, în primul rând, e o listă cu toate
opțiunile, dar vedeți, e un scroll bar în dreapta. Deci, se continuă, e o listă foarte lungă cu toate opțiunile pe care le-am găsit în directoarele web și ăla e primul câmp e cel selectat și vedeți jos, da? Deci, scrie acolo sus keywords, comma separate. Deci, are profilul meu are cuvintele cheie separate prin virgulă și sunt unele directoare care sunt cuvintele cheie separate prin spațiu. Și are două tipuri de valori. Ăsta e pentru cuvinte cheie separate prin spațiu. Vezi cum se scrie cu albastru, acolo scrie în stânga. Keywords, comma separate, da? Așa. Și dreapta este o variabilă. Bun. Și jos e descris, sunt proprietățile câmpului respectiv. Și scrie. Ăla e titlul, keywords, comma separate. Are variabila keywords prin virgulă și apoi field rule. La field rule, pentru fiecare din directoarele web, am încercat să găsesc reguli comune. De exemplu, foarte multe folosesc pentru cuvântul cheie, pentru label folosesc cuvântul cheie keyword. Și ăsta e foarte comun și dacă l-am pus odată, după cheie orice director care folosește keyword, pot să-l folosesc așa. În schimb, unii au site keyword, unii au link keyword, unii au meta keyword, unii au... Mă rog. Și jos de tot, sunt toate site-urile pentru care se aplică regula respectivă. Deci ăla e un site, ori deci primul e un site, e semnul o bară verticală, scrie ori, alt site, bară verticală, alt site și tot așa. Sunt foarte multe site-uri acolo și asta este o regulă. Regulile, în general, nu sunt așa de complicate cum e regula asta. De exemplu, e-mail, da? E-mail, în general, e mai simplu, nu are chiar de multe reguli. La cuvinte cheie diferă, pentru că sunt cuvinte cheie separate din virgulă, cuvinte cheie separate din spațiu. Cred că am de cheie puse în plantarea diferită. Exact. Sunt foarte multe variante pentru keywords. Pentru asta am încercat să includ în variabila respectivă. Asta sunt cum am setat opțiunile. Bun. Ce obținem la sfârșit? Asta e demos. Eu intru în demos și dau alt J. Când am dat alt J în demos, completează link-ul, titlul, descrierea site-ului și, în principiu, pentru că e demos și l-am folosit foarte mult, completează absolut tot timpul OK. Extensia știe, vedeți acolo, scrie sus, adresa URL a site-ului fiefficient.com și scrie ce tip de link este acesta, obișnuit, PDF, RSS. Așa. Extensia știe să, inclusiv, să facă bife. Dacă e un meniu drop-down, și asta e foarte util pentru selecția de categorie, deci introduce un site auto, da? Știe să selecteze din drop-down când apare auto. Și mai mult decât atât, știe să facă match. Adică, dacă apare deci, în drop-down, dacă apare mașini, eu am introdus în site cuvântul mașini, da? Dar poate în categoria e mașinile sau motociclete și mașini. Deci nu e exact cuvântul mașini. Știe să facă match, da? Să potrivească chestia aia. Și mai știe o chestie. Să zicem că în meniu drop-down ai mai multe categorii. Mașini, mașini noi, mașini sport, super mașini, nu știu ce, așa. Îți arată o listă. Nu e foarte exhaustivă și nu e lista completă, dar îți arată o listă de 3-4 opțiuni din categoria respectivă pe care poți să le alegi. Deci, cu extensia asta, ce opțiune a sfârșit? Cu extensia asta, dacă dai alt J într-un formular, poate să-ți completeze titlul, descriere, toate astea OK, poate să-ți aleagă categoria cu matching, adică tu poți să scrii mașini și poate să, el îți alege automat mașină, mașinuțe, mașinile, deci poți să incluzi doar mașini, da? De asta are categoria, pun afaceri. Nu că poate să fie afaceri și orice altă variantă. Deci incluzi o rădăcină și îți completează inclusiv categoria, care era de obicei la înscrierile automate, îți completa automat la categoria. Cu extensia asta merge și la semi-automat. E foarte customizabil în sensul că dacă ai un director web care are și-a definit el titlurile, nu știu cum, are nu știu ce opțiuni. Deci, extinția poate să facă următoare lucruri. Poate să completeze unele câmpuri sau să lase unele câmpuri necompletate. Are opțiuni de drop-down. Dar e o extensie foarte complicată de folosit. Adică, dacă te uiți aici, alea se secrete regulate. Durează ceva timp până reușești să înveți să le folosești pe alea foarte bine, dar cu ceva experiență poți să ajungi să le folosești foarte ok. Și mie mi-a fost foarte de folos. Puteam să-mi scriu la un moment dat, aveam vreo 50 de care, nu, vreo 50 de site-uri pe care trebuia să scriu câteva sute, la fiecare site trebuia să-mi scriu câteva sute. Și rezultatul este așa. Trebuie să faci un chiar profilul ăla pe care l-am dat în fișierul text. Deci ai un fișier text
o gătesc. Absolut toate cumpurile posibile și imposibile pe care le poți întâlni la un director. Îți ia la 1030 de minute, zicem că îți ia 60 de minute la început. După ce ai făcut chestia asta, eu am un soft care, o să vă dau link mai tot, eu am un soft care, să zicem că ai o listă cu 200 directoare web și ai 40 de clienți și toți vor să înscrie în alea 200 de directoare web. Cu softul făcut de mine, poți să gestionezi 20 de site-uri pentru înscrierea în ce listă ai tu de directoare web. Pentru chestia asta, dacă vrei să scrii masă, poți să înscrii un site cu directorul web, ajungi să înscrii în medie într-un minut. Un minut, de fapt, ceva mai încet. Poți să la... Deci site-urile foarte rapide, efectiv, dai alt J, scrii captcha și dai submit. Alt J, captcha și dai submit. Sau dai alt L și completează în toate tabulele, completezi captcha și dai submit, închizi. Completezi captcha și dai submit, închizi. Care e defectul soluției? Ești foarte dependent de platformă. Deci trebuie să ai Firefox pe care merge autofill forms și cam asta e tot. Mie îmi place foarte mult Firefox și sunt mare fan și poți să deschid 30 de taburi și să completezi în scrie în directoare web, e foarte ok. Dar ești doar dependent de chestia asta. Apoi softul pe care l-am făcut eu e foarte ușor de folosit dacă știi să-l folosești. Dacă nu știi să-l folosești, e puțin cam creep. Pentru cine știe, l-am făcut în Borland Pascal, deci... așa. E ceva... ultra anti, deci nu se mai folosește pasta de foarte mult timp. Mi-a fost suficient de util încât să mie, pentru scopul pe care îl are, îl face foarte bine. Aici aveți un link în care găsiți așa. Deci, vedeți, profilul ăsta e pentru înscrierea directoare cu muro. Mai am un profil pentru înscrierea directoare cu com. Mai am un profil care se aplică. Sunt niște setări generale, e-mail, nume, nu știu ce. Sunt unele care în orice director web probabil nu o să scrii e-mail-ul sau chestii de genul ăsta. Deci ai cele trei profile cu toate punctele pe care le vedeți acolo. Dacă iei un director, deci ce rol ai scris ăsta e că trebuie să o înveți. La fiecare director te dai al J. Și dacă dai al J, sunt 80% șanse să meargă totul din prima cu profilul pe care l-am făcut acolo. Să-ți ia titlul, să-ți pune descrierea, să-ți pune keyword, să-ți bifeze, să-ți debifeze, să nu știu ce. Dar bineînțeles că nu toate merg perfect, sunt unele care te obligă să te abonezi la newsletter, sunt unele care nu trebuie să completezi ceva și extensia mea completează, sunt unele cumpuri care, sunt unii care se apucă și schimbă ei numele field-urile. Deci are formular și inversează titlul cu descrierea și nu mai schimbă și numele, că pe nu-l interesează, nu umblă în cont. Deci când ai al jur, îți completează la nume titlul, la titlul și să e mare să făcea. Trebuie să o configurezi. Dar și neconfigurată cu extensia asta și cu profilul pe care îl aveți acolo, 80% dintre toate web au câmpurile completate. Deci e foarte ok și în stare corectă. Și ce mai mult de articula pe care o găsiți acolo este un programer cu care gestionați fișiere de genul ăsta. Deci, ăsta e un fișier text care arată foarte ok. În opinia mea arată foarte ok. Ai numele companiei și completezi. Ai codul poștal și completezi. E simplu. Dacă vrei să lucrezi în extensie, mi-am zis tot timpul extensie, iar bun. E bun și extensia acum acasă. Dacă vrei să completezi, extensie e mai complicat. Dacă vrei să folosești platforma pe care, softul pe care l-am făcut eu, care să gestioneze fișiere text sau așa, e mai ok. Da? Întrebări?